este pe locul. Trei zile memorabile pentru Buzău, oraș care s-a bucurat să găzduiască o etapă din cadrul campionatului mondial de enduro. Pe lângă pasionații fenomenului, încântați au fost și afaceriștii din zonă, de la hotelieri la proprietari de terase sau cluburi de agrement, ale căror câștiguri au sporit semnificativ în această perioadă. Nu în ultimul rând, urbea noastră a căpătat încă o dată notorietate, evenimentul fiind transmis de televiziuni internaționale. Organizatorii speră ca Buzăul să devină în timp un reper constant în cadrul calendarului mondial de enduro. Facem toate strădanile care sunt posibile ca să ajungem la standardul acesta. La un moment dat noi ne dorim să facem an de an această, să ținem această competiție aici și să dezvoltăm fenomenul la un nivel maxim. Nume celebre ale motorsportului și echipe de top au descins la Buzău și au apreciat atât organizarea cât și traseele desenate de responsabilii etapei. Dacă pentru unii piloți traseul buzoian n-a fost o noutate după ce au participat și la ediția din 2011, pentru cei sosiți în premieră la Buzău, surpriza a fost una mai mult decât plăcută. Oh, it's so nice. I mean, totul a fost atât de frumos, atât orașul, oamenii, dar și traseul. Aș fi fericit să revin și la anul aici. I'm happy to be to come back this year. It was my first time in Romania, so I was really excited. Pentru mine a fost cea mai bună cursă. Desenul traseului de enduro test, dar și faptul că mă aflam pentru prima oară aici la Buzău, au făcut ca această etapă să fie una minunată. It was really nice and also the extreme was a really extreme and I enjoyed the race a lot and was a good race for me, so it was a nice weekend. A fost un concurs foarte frumos, greu pentru mine, că ritmul a fost foarte mare. Acest pilot a un alt ritm față de ce avem noi aici în România. Dar oricum, este ok, mă bucur că am reușit să termin și că am reușit să concurez pentru România. Susținătorii au fost foarte mulți pe traseu, ceea ce m-a făcut să mă simt foarte bine și mi-a plăcut tot. Performerii weekendului s-au numit Antoine Meo la categoria Enduro 1, Christophe Nambotin Enduro 3 și Alex Salvini la Enduro 2. La fete, Laia Sanz a dominat competiția în ambele runde, în timp ce Jamie McKenney și-a asigurat deja titlul mondial la tineret. Categoria Enduro Junior a fost adjudecată de Matthew Phillips. Juniorii la Enduro sunt majori, așa că au jucat cu altfel. Limita de vârstă e 23 de ani, deci se poate.